Is your minute here? Mă rog. În ipoteză, A, B, C, D, la fel de plumbic. A, B, C, D, trapez, dreptunghic. Măsura unghiului A, 90 grade. Măsura unghiului A, 90 grade. 90 grade. Baza mare AB, 16 cm. AB, 16 cm. Baza mică CD, 4 cm. Latura BC, 20 cm. BC, 20 cm. La, delenat area trapezului. În concluzie. Concluzie. Area la B, C, D, la cine? B, punctul B. Fie M mijloc gradului A, D. Fie M aparține lui A, D, dar nu oricum, ci la mijloc, da? Da, da. A, M, să fie egal cu M, D. D. Să arătăm de triunghiul B, M, C, dreptunghic. Deci, triunghiul B, M, C, dreptunghic. Egal dreptunghic. Și la punctul C, aici am avut o problemă în mâna. Fie ce? O, punctul de intersecție al diagonalelor trapezului. Deci A, C, intersectează BD. BD, în O. Ia cu O. E, aparține lui AD, astfel încât ea aparține lui AD. A, D. Astfel încât E, O, e paralelă cu AB. E, O. Paralelă cu AB. A, D. Demonstrați că EO este bisectoarea unghiului BEC. E O. Bisectoarea unghiului. Așa. Așa. O, bisectoarea așa. Unghiului BEC. Duție. Aici la copilul, la copilul ce? Da. Noi o să facem programul complet, da? Deci am trecere de trapez de plinicu, eu am de 90 de grade, alte de 16, deci A, luata, A, B, C, D. A, B de 16, C, D, C, D, C, D sau C, B, zic de aia? V-am zis bine. Da, baza, ce fie? Baza mică este ce 4. Așa, 16, 4. Da, și BC 20. Haide, zi-le că dacă poți să zic că baza mare plus baza mică, la deci aria lui A, B, C, D, egal cu baza mare A, B, plus baza mică de C, tot ori înălțimea AD, AD2, supra 2. Și am... Deja B o știu de 16 plus 4, ori AD care nu știu, pe 2. 2 primar din C pe AB. Așa. C. Știm că... C, R, 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 Râv o să fie de 12, pentru că A, R, de 4. Stărul la Pitagora și la fel fie cât R. Cât o dată? Nu știu. Hai să facem. 400 minus 144, deci C, iar, egal cu 400. Radical din 400, 144 și face 100, radical din 200. 256. 256 și egal cu 16, nu? Oi. 16. Așadar, înălțimea e 16 și 8 și 28, 160 cm pătrați. Da? Punctul A terminat. Punctul B. B. Ce spun la B? Să aflăm? El este mijlocul lui AD. Mijlocul lui A, AD. D. Așa. Arătați că în lungul B, M, C, dreptunghic. B, M, C. B, M, 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 C. C. Dreptunghic. M-am apucat pe lumea ta, la timp de mă abă
Deci aflăm repede pe M, B și are dreptate, da? M, M, B, hai să zice așa. Care e de 8, da? Am e de 8. A, nu este de 8. Egal cu radical din 64 plus 256. 16, deci 256 plus 64. Care e de 8. Cât face radical din 320. 320. Așa, mă că a fi egal la din cu cine? Mă că egal cu M, D, adică 64 plus 16. Și egal cu radical din 80, care îți face? E 2 la 2 radical din 5, 4 radical din 5. 4, 16, ar fi, ori 5. 16 ori 5 fac 80, da? 4 radical din 5, corect. Și acum trebuie să verificăm dacă triunghiul este sau nu de dreptunghi, așteptăm în ce, nu? Pătratul catetelor. În M. Da, în M, că M e cel mai mare, e 20. 20, asta e. M este dreptunghi, M e la mijloc. Da, deci... Nu, se vede pe la... mine, în mână se vede, nu? În mână, așa. Și dă, bă, că pătrat, ce face? Bă, că pătrat, deci trebuie să vedem dacă văd la pătrat, egal cu... Bă, cu... Mă, că pătrat, plus... Mă, bă, pătrat. 2400. 400, egal cu... 64,5, adică 320. Plus 80. Ce dă? Adevărat. Triunghi este dreptunghic în M. M. Și punctul ce? La ce spune așa? Acea intensitate cu BD egal cu punctul O. Facem altă figură. Facem altă figură. Nu e mare. Da, nu e mare filozofie. Deci asta e 4, asta e 8, asta e 12. Dar e 16, domnul profesor. 16. A, de 16 și el. A, de... A, de 16. Așa, păi, A, de 16, da. Da. Și asta... A, A, B, tot 16 și B, C, 20. Aha, da. Pune și B. A, B, și C. C, și D. Și A, C, se intersectează cu B. N punctul O. Bun. Și ce spuneam? Și spuneam că E aparține lui AD, astfel încât E e paralelă cu AB. E aparține lui AD. Adică așa, primul O ducem-o paralelă. Asta vreau să spun. Prin punctul O ducem-o paralelă la... La AB. AB. Da. Și aici obținem punctul E. E paralelă și cu AB și cu DC, ce să mai vorbim. Da. E și E, hai să zicem. Și să arătăm că E, O, asta, E, O, este bisectoarea unghiului B, E, C. A lui B, E, C. Hai, faceți culori, vedeți ce frumos este. Da. A lui B, E, C. Minunat este. În prioritor. Călătă. Și E, O, să zicem, bisectoare. E, O, să zicem că este bisectoare. Aici sunt. M-am gândit să faci teorema bisectoare. Să arătăm teorema bisectoare ca să fie fă bisectoare. Dar ce zici teorema bisectoare? Cum ai zis? Că e spre B egal cu C sus supra fă B. Deci... Că e spre E, B egal cu C sus supra fă B. Bisectoare e parte la propriu. Sunt segmente proporționale cu latura care formează unghiul. Adică C... F. C F supra fă B. Egal cu E supra E, B. Egal cu ce e, supra e, bă. Ai,
Și acum, ne-ar trebui CF, FP. Știu că CF și FP fac împreună 20. E C, l-am putea afla? Nu. Nu. E B, l-am putea afla? Nu. Nu. Dar mai știu că D, E plus E, A. Fac 16. Fac 16. Mai știu 21, nu, în mijloc, dacă ne ajută. Da. Aștept... Și așa sunt bisectoare, nu cu teorema bisectoare, aia e bisectoare. Da. Deci dacă noi aflăm pe CF supra FB, că ar fi egal cu E, C, și ar fi adevărată relația, atunci aia e bisectoare. Exact. Altfel mai putem afla? Nu oare degeaba eu aia e paralelă cu AB? Ce e dată? Păi, hai să zicem cum se merge pe ideea. Yeah. Deci, după ce vedem ideea E, începe așa asta. Deci E, hai să zicem, E, F, bisectoare, pentru unghiul C, E, B, al lui C, E, B. Dacă și numai dacă, C, F, supra, F, B, așa e superioară, nu? C, F, supra, F, B, egal cu E, C supra E E B. Așa. Dacă reușim raportul ăsta, gata să vedem. Hai să vedem. C F nu știți, F B nu știți. Avem derivate în alea. Să vedem și cu ce idei vin. Dacă nu. Și nu. Ce între unghiul D, AB, eu e paralel cu AB, D și de acolo niște rapoarte. Între unghiul D e O cu D, AB. Deci ne canalizăm pe ideea de a reuși asta, da? Da. Bun. Dacă să reușim asta, ne reușim și în altele ca să... Sigur, până ajungem acolo, să vedem cum. Eu ce între unghiul D, AB. D, A, B. B. Avem eu o paralel cu AB, dacă să avem pe CF cu FB, să ne concentrăm. Eu o paralel cu AB, da. Mai bine triunghiul ACB. De ce te duci? Ca să am CF pe FB. Iar caută pe CF pe FB, vedeți? CF pe FB. Și atunci te duci între unghiul care... ACB. ACB. Ia să urmărim. Deci te duci între unghiul ACB. Și cum OF e paralelă cu AB, merită să încercăm aici, da? Și să zicem CF supra FB, cum are nevoie. Exact. Hai să zicem, între unghiul CAB, CAB, OF, în paranteză OF, e paralelă cu AB. Și atunci poți să scrii, Miruna, că CF supra FB, CF supra FB, egal cu CO supra OA. CO supra OA. Dacă vreau OF supra B, de fapt, era mai asemănării, care e CF supra CB. Deci, să zicem, CO este supra OA. A, așa. CO supra OA. CO supra OA și atâta, da? Nu mai e nicio problemă. CO supra OA. Acum, dacă CO supra OA ai prinde o altă asemănare, CO supra OA... De la C. Da. În? De la C. D. A. C. C. D. A. C. Ăsta e nevoie de CO supra OA. Da. E un alt triunghiul mai duce. Că acolo iarăși te împotmolești, nu-mi merge. Dacă duci paralelismul așa, CO supra OA va fi egal cu EA. Nu așa va veni? EA supra ED. Și nu merge. Ce ar fi să duci între unghiul DOC cu AOB? DOC cu AOB, care sunt asemenea.
de o ce, cu a, o, de, sunt asemenea pentru că, de ce e paralel cu a, b. Și atunci unghiul ăsta e către ăsta de aici, ca de intern, de aici, ăsta. Da? Deci zicem, triunghiul de o, ce, de o, ce, este asemenea cu triunghiul care a stat de comunitate. A, O, B. A, O, B. Triunghiul A, O, B. A, O, B. Și îți spune și motivul. Avem... De ce paralel cu AB? O paralel de zona la una de lapul unui triunghi, până la celălalt de două, triunghi asemenea. E teorema fundamentală asemănării. Deci, e vorba de faptul că de ce e paralel cu A, B. Și atunci poți să scrii repede CO, care e acolo? CO supra OA. CO supra OA. Este egal cu... De ce supra AB? De ce supra AB? De ce supra AB? Deci trebuie să ne oprim că aici îl cunoaștem. Exact. Și egal A, dacă vrem să mai continuăm... De O supra OB. Egal cu? De O supra, de o supra OB. De O supra OB. Ca să finalizăm. Și atunci, ce O supra OA de egal cu? De 16. Și egal cu cât? 4 de 16? Nu de 4. Și cum cheamă asta? Așa că ce O supra OA știi că este egal cu 1 pe 4. Deci, ce se că F supra E, cu 1 pe 4. Deci, ce F supra F, B, se face 1 pe 4. Deci, dacă, dacă, ce F supra F, B, egal tot 1 pe 4, ești fericită. Nu, asta este 1 pe 4. Ce F supra F, B, este 1 pe 4. Nu știm. Am demonstrat. Cât fără pe fără băi? Dacă e cât de e bă, e 1 pe 4, atunci ești fericită. Așa. Deci, ce e supra e pe... Am dat așa că e 1 pe 4. Facem. Dacă e ce, dacă e ce, așa este, dacă e ce arătăm. E ce supra... E B. E B. E 1 pe 4. E 1 pe 4, ești fericită. E ce... Supra e B. E ce supra e B. Eu mă aștept la noi triunghiul E, de ce și E, A, B. Pe când poți să gândești? Cum facem? Eu mă aștept la noi triunghiul E, de ce și E, A, B. E, de ce... Și E, A, B. Că îi conțin pe amândouă. Că, iată, conțin pe E, C și pe E, B, nu? Și dacă ar fi asemenea, ne scrii raportul de asemănare și tu... Dacă ar fi asemenea, trebuie să aibă două unghiuri și de 90 grade au. Deci au câte unghiuri, confident. Da. Și dacă ar mai avea... Că dacă ar mai avea și unghiuri în C, unghiuri în B, ar fi gata problema deja. Deci, nu. Deci dacă stai, dar de ce sunt... Pe neam e. Stai, păi, da. Miruna, nu, nu trebuie să, să ne grăbim repede și să ne înțeleg la idee. Deci... ea și-a spus așa, dacă ar fi asemenea, gata problema. Să merită să, să bofim un pic asupra ideii, pentru că... este destul de interesant aici. Poate nu merge cazul acela de asemănare, poate merge un alt caz de asemănare. Când două triunghiuri sunt asemenea? Când au două triunghiuri congruente, când rapoartele sunt... Hai să zicem cu rapoartele. Deci au câte un unghi și laturile omologe proporționale. Deci, dacă noi am putea arăta au câte un unghi din originalul ăsta și ăsta. Da. Și laturile omologe? Și laturile omologe, adică laturile care formează unghiul. Adică dâncă pe apă. Adică dâncă pe
pe A, B. Egal cu D, E. Să fie egal cu D, E. Pe A. D, E, pe A. E, dacă am reușit asta, gata, problemă. Dar știu că de pe A, O, S. 1 cu 4. 1 cu 4. Deci de când pe A, B, îi faci unul după aia, dar eu nu știu dacă și de e pe A, B. Asta e. A, de eu știu că e 16, și ea e 16. Deci, toată A, de eu, dar de e pe A, B. Păi A, de cât e 16, nu? 16. Împărțirea 4 a desemnat când D e că o chestie acolo e pătrat, să fie pătrat, nu? Dacă am avea dreptate, zicem că am avea dreptate. D, E, supra E, A, egal cu 1 pe 4. D, E, supra E, A. Egal cu 1 pe 4. Zicem că așa e. Dacă ar fi 1 pe 4. Știm că D, A e 16, deci D, E ar trebui să fie 4, nu? Nu. Ce înseamnă D, E în 4 și ricoace E, A? 4 părți. Înseamnă că asta a fost împărțit în noțiuni 5. 5, da. Că 1 și 4 fac 5. Da? Deci nu ne păcărim. Și totuși, hai să muncim pe D, E, pe A, că am îngrămit din problema foarte tare. Cu cine ar fi egal D, E, pe A? Cu C, O, pe A, O. C, O, supra A, O. Cu C, F, pe F, B. Deci, între unghiul, fiindcă E, O, e paralelă cu D, C. Între unghiul A, D, C. D, E, pe ea, egal cu C, D, E, pe ea. Egal de cu F, pe F, B. Deci să zicem, cum e o paralelă cu D, C, rezultă că D, E, supra cine de rând? Supra E, A. Este egal cu CO, 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 CO supra O, care e CO supra O egal cu CF supra FB. Egal cu CF, dacă să zicem și CO supra CO supra OA. Și egal cu CF, F supra FB. FB. Dar CO supra OA, știm că e O, ce o supra o a, știm că este 1 pe 4? Da. Ce o supra o a, e 1 pe 4. Păi niște de băzi ne oprim. E cam 1 pe 4. Ce o supra o a, este 1 pe 4. Și atunci de e supra e la a. Și e 1 pe 4. E cam 1 pe 4. Știm dacă problemă. Păi de ce? De e supra e a, dar trebuie să atăm de e ce supra e b. Păi, din clipa în care am arătat că de E supra E A e 1 pe 4. De E supra E A este 1 pe 4. Da. Asta ce îmi spune mie? Că triunghiurile C, D, E și cu E, A, B sunt asemenea. Au raportul de asemănare a unui de ăsta și pe ăsta de aici, da? Și la triunghiul omologic. Și la și atunci, unghiul din C, mă pune unghiul din B. Și cum ălea D cu A, B sunt paralele, adică unghiul din B. Deci, 1 congruent cu 2. Dar 2 este 2 de aici. Și 1 cu 1 de aici. Și gata, paralelism. Așa trece bisecta. Așa greu și să dăm întreabă bisecta. Mai este și altă cale? Sigur că mai putem este și altă cale. Deci, în momentul de față, faptul că avem ideea asta a fost ca să mergem în bisecoare, dacă și mai dacă se întâmplă așa ceva. Bun. Dar era suficient atât. Să arătăm că unghiul ăsta e cât ăsta. Și ăsta cât ăsta. Ca E să fie bisecoare, trebuia să arătăm că unghiul 2 e cât 2 și unul cât 1. Corect. Ori asta trebuia să înseamnă că numai asemănarea dintre triunghiul C, D, E și cu B, A, E. Trebuie să facă, să iei de atât, de atât, de atât, de atât, de
Chiar mi se pare fost bine, ne-am amintit de ea, dar... Mai repede. Mai repede, soluția lui, să zicem. Mhm. Și asta mai repede? Păi da, la faptul de IEF dat paralel cu AB, asta înseamnă că... Dar nu mă gândesc de toată asemenea. Dacă ne luăm ele de aia de semanta EB, domnul profesor, și arătăm unghiul ăla din 1, cât unghiul ăla din 2, gata! Nu? În loc IEF paralel cu AB, că știm din ipoteză. IEF paralel cu AB, da. Secanta EB. Exact, secanta EB, da. Da? Și atunci unghiul... 2 cât 2 de aici. Exact. Unul este cât unul de aici din același motiv, al terenului. Exact. Exact. Și atunci ție trebuie să arăți numai unghiul 1 cât unghiul 2. Corect. Ori unghiul 1 este cât 2 din asemănarea triunghiului ăsta. Da? Deci luăm triunghiul EDC. Deci triunghiul EDC este asemenea. Cu cine? Cu triunghiul A, E, B. Pentru că au unghiul A, unghiul A pe capul 90 de grade și laturile omologice vom arăta că sunt proporționale. Adică D, E, supra, E, A. Deci D, E, supra, E, A. E capul de ce? Să-i iau supra OA. Egal cu DC AD. Supra A, B. Și egal cu DC supra B. 1 pe 4. 1 pe 4. Trebuie arătat asta. DC pe AB și nu este 1 pe 4. Acum D e supra EA. D e supra EA. Mă duc. Egal cu cine? Cu ce O supra O A? Ce O supra O A e A, minus A, nu e 1 pe 4. Și este 1 pe 4, da. Ce O supra O A egal cu de ce supra A B. Deci, D e supra E A, D e supra E A egal cu ce O supra O A și egal cu de ce supra A3. Și dau cu 1 pe 4. Terminat problema. Deci, triunghiurile fiind asemenea, rezultă de aici că unghiul C1 egal cu unghiul, cum am desenat noi, exact. C1 egal cu unghiul B2, da? Da. B2. Dar C1 e congruent cu C1 este congruent cu E, hai să-ți spunem 1. E 1, corect. Și B2 e cu E2. 1. Și B2 congruent cu E2. E2. Și atunci deci rezultă că E1 cu E2, nu? Deci rezultă că unghiul E1 congruent cu unghiul E2. E2. Deci E1 bisectare. Deci rezultă că E1 bisectarea unghiului pe. E o bisectare a unghiului C. Băie B. Da? E bisectarea unghiului B. Nu am ai înțeles. Da. Vă întreb. Oare EU este cât o F? Mai pune o întrebare. EU? Între da. ABC de F O egal cu O. F congruent cu F. Păi, având în vedere că știm raportul DE pe EA egal cu DE pe DA egal cu EU pe DC, aflăm cât e EU pe DC, îl știm pe DC, îl aflăm pe EU, dintr-un lucru că ar fi tot la fel, îl știm pe EU, îl aflăm pe EU, pe dacă e EU, pe EU, pe EU, pentru că aș merita să tragem o concluzie. Totdeauna, paralela adusă, prin punctul de intersecție al diagonalelor în trapez. Paralela adusă prin punctul de intersecție al diagonalelor. Împarte paralela aceea în două segmente congruente. Dacă am putea dovedi chestia asta. Acum tu te-ai dus numai într-un dreptunghi. Metric e vrut.
Eu cred că găsim și o soluție prin paralelism. Eu o e paralelă cu A. B. Da, și cu CD. Și cu CD. Dar hai să ne ducem triunghiul A, D, B. Eu O supra A, B egal cu D, O. C. Da? Supra O, B. B, C. Exact. Pe de altă parte, triunghiul C, A, B. C, A, B. Da. O, F supra A, B. O, F supra A, B. Egal cu C, O. Supra O, A. Supra C, A. C, O. Păi am zis paralel, da? Da, C, O. Supra O, A. A. Da, da, da. Da? Da. C, O supra O, A. Cealaltă paralelă a fost DO supra OB. E ca și cum aș spune CO supra AB, supra OA, egal cu DO supra OB. Și asta din asemănarea triunghiurilor DOC cu AOB. Și asta, având pe AB la numitor, același numitor, înseamnă că, într-adevăr, totdeauna într-un trapez, oarecare. Oricare, oarecare ar fi trapezul. Dacă sunt intersecția diagonalelor, paralela care prind în intersecția. Așa, în parte. Hai să facem chestia asta, că mi se pare foarte tare, interesantă, pentru că ar fost spus. Deci, paralela brusă prin intersecția diagonalelor, să știi asta, că este jumătate, da? Adică e O, e cât o fost. Exact. E împărțit E, O în două secunde. Ai O, e la mijloc. Voi la mijloc. Deci, luăm un trapez oarecare. În orice trapez, credem că facem diagonale. Da. Deci, A, B, C, D. Duc diagonale. Și duc paralela cu O, e punctul de intersecție. Și prin O, duc pe E, F. E, F. Paralela așa, asta. Și atunci totdeauna E, O este cât O, F. Nu mă ce trapezi. Aici așa arată, aici așa ai zice, dar acolo nu ai zice. Și aici este E, O, O, E. Da? Dacă la fost, e, da. Dacă ar fi fost riguros trasat din... Așa e și la mijloc. Sigur că da. Și aici, iată, la întâmplare, nu trapezul are, dar și... Cum? Hai să arătăm asta. Deci eu pun întrebare, E, O, dacă e egal cu F. Și zic, între unghiul A, D, B. Între unghiul A, D, B. Triunghiul A, D, B. Avem că e o paralelă cu A, B. Și atunci pot să scriu că e o supra A, B. E o supra A, B. E O supra B egal cu DO, da? DO supra cine? Supra O, B. Nu, încă o dată. E O supra B egal cu DO supra DB. Egal cu DO supra DB. Da? Așa, așa. Și DO supra DB. Da, așa este corect. DO supra DB. Poate DB. De acord. Pe de altă parte, în triunghiul A, C, B. În triunghiul A, C, B. Am că O, F, e paralelă cu A, B. O, F, e paralelă cu A, B. Și atunci am să scriu că... O, F, dacă vreți. O, F supra A, B din nou. O, F. Supra A, B. Egal cu C, O supra... Egal cu C, O. C, O supra A, C. Supra A, C. Da? Este da. Adevărat. Da. Acum, eu dacă am ca obiectiv să arăt că E, O egal cu O, E,
Da. Cum au denumitor comun, trebuie să le peste astea. D, O supra D, T, egal cu C, O supra C. Da. Deci, dacă astea vor fi egale de undeva, se mersă asta și cu asta, gata problemă. Mă uit, D, O, D, O, supra D, B, da? Da. Triunghiul D, O, C, și cu A, O, B. Sunt asemenea, nu? Da. Și pot să scriu un raport de asemenea. Care înseamnă? D, O, supra, D, B, e cal cu D, O, supra? D, B. Nu, D, B. Supra O, B. Supra O, B. E cal cu O, C, supra O, A și fi făcut... rapoarte din alea. Derivate, rapoarte de proporții derivate, ajungem acolo. De ce adevărat? Scrie mai adevărat ca să nu mai pierd timp. Scrie mai adevărat, dar s-a înțeles asta. Da, am înțeles. Deci asta este adevărat. Din asemenea triunghiul acestora. Și atunci eu pot să scriu că e o supra AF egal cu OF supra AF. De aici rezultă că e o egală cu OF. Da. E o egală cu OF. Este un rezultat care merită reținut. Pentru că tot... Nu ne-am folosit el probleme, trebuie neapărat să demonstrăm. Ca rezultat? Păi acum, da. Acum trebuie. Păi dacă asta a fost întrebarea, să se arate că... Nu, nu să se arate. Nu, și mă arată. Altă dată. Altă dată. Să zice, vreși o paralelă prin intersecția diagonală. Gata, noi știm, segmentul ăla e loc segmentul ăla. Putem să plecăm de la asta? Știm, sigur că dar eu fac și asta. Deci... dar asta mă trimite la o chestie interesantă. Putem să-mi folosim? Eu nu asta era întrebare. Da, da, e foarte bine. Putem să-mi folosim? Putem să folosim? Putem să-mi folosim? Putem să-mi folosim? Așa și de asta. Și de așa, asta este un rezultat clasic. Da. Deci punctul de intersecție... Da, mai avem... Mâine facem o provență? Facem și mâine, sigur. Regiunea. Tot așa, cred că așa. Așa, așa. Da. 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 Deci, hai să facem simteze, da, da, da. Ți-am făcut, dar algebra n-am văzut. O să o facem aici. Facem aici și pentru că ne-am grăbit, trebuia să fac și acolo. Și acolo. Dar acolo am făcut funcții. Da. Dar ce anume am făcut acolo? Hai să-l facem complet aici și să spunem algebră și geometrie. Algebra am făcut funcții, grafic de funcții. Nu, no, hai să-l chestie geometrie cum era. Hai să-l chestie, așa, hai să-l asta cu trapezul, am făcut toată. Nu mai e problema să fac mai multe lucruri. Ce a făcut exact aici? Deci trapez. Aria trapezului. Aria. Trapezului. Trapez. Am arătat că la punctul B că... Bisectoarea... Dar la punctul B am arătat că rugiul era dreptunghi și ne-am folosit teorema lui Pitagora. Teorema... Teorema... Bisectoarei am vorbit. Da, ca la ce, da. Așa. Teorema bisectoarei. Asemănarea. Cazuri de asemănare. Cazuri de asemănare. Paralelite de secante. Da, două paralelite de secante. Două trecupate de secante. Paralelite de o secantă. Teorema lui Pitagora, nu? Am făcut și asta, da? Da, 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 da. Ce am mai văzut aici? Parcă am dat mai multe soluții acolo la un moment dat. Da, cam arăta de bisectoare. Da, pentru asta... Mai multe soluții am dat la funcții, când am văzut puțin. Da, da. Cam asta să zicem că am vorbit aici.
Și la algebra. Distanța dintre două puncte. Distanța dintre două puncte, băi. Dintre două puncte. Și asta vedem, dacă știu că am intrat formula de o profesor pe bune sita. Nu tu, zică ei. Nu tu, tot zică mie. Radical din x, 2 minus x, 1 la pătrat, plus 2 minus y, 1 la pătrat. Aia. Distanța dintre două puncte. Mulțumesc, ce pot să spun. Da, aici am făcut sinus, știți, când am arătat prin mai multe... Distanța... de la un punct la o dreapta. Distanța la o dreapta, apoi am făcut sinusul unui unghi, nu? Da. Sinusul unui unghi. O altă... Asemănare. Asemănare. Iar am folosit aici. Asemănarea a două unghiuri. Am mai vorbit de imaginea unei funcții. Imaginea unei funcții. Unei funcții. Funcții in de f. M-am sunat. In de f. Și cam asta. La funcție aici am stat mult mai mult. Nu? Graficul. Funcție de grad 1 de f. Așa. Deci rămân esențiale aceste lucruri care sunt de bază și la algebră nu am insistat cât am putut la funcții ca să înțelegi și mai bine ce înseamnă imaginea unei funcții. A studia o funcție înseamnă a vedea mulțimea Y-urilor. Le spunem prietenilor noștri că pot urmări pătrat lecțiile. Da, de acum am început din nou, mai e un pic să apropii examenul. Și vom lucra mai intensiv așa un pic. Și aceeași idee ne duce pe orizontală, iar voi trebuie să înțelegeți că acasă trebuie lucrat cât se poate de mult și aici veniți, asta n-am putut face. Da. Și asta n-am putut face. De ce? Păi nu știm asta. Și atunci insistăm pe chestiunea aceea care nu știm. Exact. La revedere, dragilor. La revedere, vă mulțumesc cu microfonul și dorim să-l făcut în continuare. Nu uitați de like și share. Salutat la prieteni. La revedere. La revedere.